microfono. Cadenza. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Toate casul ia vremea și pe gloria, avântuiește-mi Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le adună într-o unire și ai pus dragoste legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitor făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robite aceștia Bogdan, Ionele și cu Alina, povățuindu-i pe dânsii spre tot lucru cel bun. Se logodește robul Dumnezeu Bogdan, Ionel, cu roapără Dumnezeu Alina, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se logodește robul Dumnezeu Bogdan Ionel, cu roapără Dumnezeu Alina, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se logodește robul Dumnezeu Bogdan Ionel, cu roapără Dumnezeu Alina, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Alina, cu robul Dumnezeu Bogdan Ionel, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Alina, cu robul Dumnezeu Bogdan Ionel, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Alina, cu robul Dumnezeu Bogdan Ionel, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Se însoțesc unul cu altul prin unirea nunții și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci buni și purtare fără de prihană în viață, pentru ca să li se dăruiască lor și nouă toate cerile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu ne cu harurile Tău. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel prea curat și ziditorul la toată făptura, care din iubirea Ta de oameni ai prefăcut coasta strămoșului Adam în femeie și ai binecuvântat pe dânsi și ai zis: creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi ai arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele sale și l-ai făcut tata multe neamuri, cel ce ai dăruit pe Isaac Rebecăi și ai binecuvântat nașterea ei.
care a însoțit pe Iacob cu Rahela și din trânsul a arătat 12 patriarhi, cel ce a însoțit pe Iosif cu Asineta și le-a dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care a primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-a dat lor prunci înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui Isei după trup ai crescut pe pururea Fecioara și din trânsul ai trupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negreitul tău dar și multa bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din trânsa. Însuși, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Și dă robilor tăi acestora, Bogdan, Ionel și Alina, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste unuia către altul, între legătura păcii, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată, cu luna cea nevestejită a măririi. Învrednicește-i pe dânsii să-și vadă pe fiii fiilor lor. Păzește viața lor fără bântuială și le dă lor din roua cerului de sus și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de unde lemn și de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți. Și dăruiește și celor ce sunt împreună cu dânsii toate cererile cele spre mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurat și de oameni iubitori ești și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în veci. Păzitorul nestricăciunii și chivenisitorul cel bun al cerului de trebuință vieții, însuși stăpâne, cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe dânsul ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor din trânsul și luând una din coastele lui. I-ai zidit femeie pe care, văzându-o Adam, a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea, pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul tău, cel ceresc, peste robii tăi aceste Bogdan, Ionel și Alina și de robii tale acestea să se plece în toate bărbatul său și robului tău acesta să fie ca femeie, ca să viețuiască după voia ta. Binecuvântează pe dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvântează pe dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvântează pe dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii. Binecuvintează pe dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează pe dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Semfora. Binecuvintează pe dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana. Păzește-i pe dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit de foc presfinții trei tineri, trimițându-le lor rouă din cer, să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de sfinții tăi 40 de mucenici, trimițându-le lor cunun din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de părinții lor, care i-au născut și i-au crescut pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robii tăi, preotul Nicolae și prezbitera Oana Paula, nașii lor, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru,
și de robul tău Bogdan Ionel și roaba ta Alina și binecuvintează pe dânsii. Dă-le-lor roadă pântecelui prunci bun și bună înțelegere sufletească și trupească, înalță-i pe dânsii ca cedri Libanului, ca o vie odrăselită, dă-le-lor roadele pământului ca toată îndestularea având, să sporească spre tot lucru bun și bineplăcuție, și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesei lor și bineplăcând înaintea ta să strălucească ca lunătorii pe cer, în tine, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, împreună și părintelui tău celui fără de început și preasfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Să ne rugăm. Dumnezeule cel sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slave tale să nu fie omul singur pe pământ, însuși acum, Stăpâne, întinde mâna ta din sfântul locașul tău și unește pe robul tău acesta, Bogdan Ionel, cu roaba ta aceasta, Alina, pentru că de la tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește într-un gând, încrunează într-un trup, dăruiește lor o roadă pântecelor dobândire de prunci buni. Și cu numele robul Dumnezeu, Bogdan Ionel, cu roaba lui Dumnezeu, Alina, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cu numele robul Dumnezeu, Bogdan Ionel, cu roaba lui Dumnezeu, Alina, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fii cu nune, robul lui Dumnezeu Bogdan Ionel, cu roaba lui Dumnezeu Alina, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Alina, cu robul lui Dumnezeu Bogdan Ionel, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Alina, cu robul lui Dumnezeu Bogdan Ionel, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Alina, cu robul lui Dumnezeu Bogdan Ionel, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Doamne Dumnezeu, Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste încurunează pe dânsii. Mama Luisa.
să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcută din piatră, puse pentru curățirea iudeilor și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și ei le-au umplut până sus. Apoi le-a zis, scoate și duceți nunului și ei au dus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde iese, dar slujitorii care scoseseră apa știa, a strigat nunul pe mire și a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când a băut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și arătă slava sa și au crezut într-însul ucenicii. Pe care ai binevoit, ai învățit unul cu altul, păzește în pace și în bună înțelegere. Arată dânta lor cinstită, ferește patul lor nebântuit, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și îmbrăticește pe dânsii și să ajungă bătrâneți fericite cu inimă curată, împlinind poruncele tale. Cine îmbrăticește pe noi cu stăpâne, cu îndrăznire, să cântezăm arihima pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice, Să-ți numele Tău.
Dumnezeului, Cel ce toate l-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu una tuturor celor făcute de Tine. Și acest pahar de oște pe care le-a dat celor care se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează-L cu binecuvântare duhovnicească. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Paharul. Fii Bogdan Ionel ca Abraham, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Mâinile una peste alta sunt pe piept. Și tu, Alina, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielele legii. Pentru că așa a binevoit Dumnezeu. Oh,
venit în Cana Galilei și nu dădea acolo, ai binecuvântat-o, binecuvintează pe robii tăi aceștia, Bogdan, Ionel și Alina, care cu purtarea ta de grijă și de mântuire s-au însoțit prin unirea nunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor. Înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu unirile lor în împărăția ta, păzindu-i curați fără prihană și neasupriți în vecii vecilor. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea într-o sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dăruiască vouă viață îndelungată, naștere de prunci bun, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești, să vă împrednicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite. Dragi tineri, mire și mireasă, Bogdan și Alina, preacucerice părinte Naș, Nicolae și Doamna preoteasă, preacuvioși părinți, frați într-un Hristos, prieteni acestor tineri sau familiilor care au tinerii aceștia în Biserica Sfântului Nicolae, preacucerici părinți veniți mai de departe sau mai de aproape, preacucerice părinte protopop, preacucerici părinți, membri ai corale, distinși nuntași, prieteni oneșteni, distinși domnule primar, domnule ministru, iubiți credincioși și credincioase. Ar fi trebuit să nu mai adăugăm niciun cuvânt de la ceea ce am întâlnit noi astăzi ca taina lui Dumnezeu, ca slujbă, pentru faptul că atunci când săvârșim o taină, este greu să-i explici ceea ce facem noi, căci dincolo de gesturile noastre liturgice se găsesc gesturile lui Dumnezeu care lucrează. Pentru faptul că noi nu suntem decât slugi nevrednice care săvârșim prin mandatul care ne este dat de Dumnezeu în biserică, săvârșim tainele sau suntem miniștri ai tainelor lui Dumnezeu. Știm că aceasta este o mare demnitate care o avem, pentru faptul că lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie lucrarea noastră și lucrarea noastră, în lucrarea noastră să se regăsească lucrarea lui Dumnezeu. Așa că, dacă vrem să explicăm ceea ce am săvârșit noi astăzi, din punct de vedere rațional, este greu. Deși astăzi suntem înconjurați la această sfântă taină de preoți, teologi, profund, profesori de teologie, iată, avem pe Părintele Decan Sava de la Iași, avem pe Părintele Arhimandrit de la Catedrala Patriarhală de București, părinți distinși, veniți mai departe sau de aproape, plus frățiile voastre care sunteți și cunoașteți rânduierile bisericii. Deci este foarte greu ca să arătăm câte ceva, ca să fie explicit și pe înțelesul fiecăruia. Dar în orice caz, pentru a vorbi intuitiv, ceea ce am făcut săvârșit noi astăzi, nu este altceva decât a împlini voia lui Dumnezeu, care prin chemare ne-a dat să o împlinim. Să o împlinim pe pământ. Acești doi tineri care s-au găsit unul pe altul, cu altul pe cărările acestei vieți, au făgăduit să fie împreună pentru a întemeia o nouă familie. Începând de astăzi, ei nu mai sunt doi. Pentru faptul că unul și cu unul, în accepțiunea Sfintei Scripturii, nu face doi, ci face unul. Doi și cu doi nu face patru, ci face unul. Deci ceea ce însemnează că principiile matematice și logice cad. Căci de acum ei nu vor mai fi două persoane, dar vor fi uniți în unicul Dumnezeu care i-a unit ființial și care va supraveghea și va veghea cu ochi providențiarător asupra vieților, asupra a ceea ce au făgăduit ei înaintea altarului. Deci după ce au spus acel sincer da în fața autorităților civile, eu n-am auzit, dacă a spus tare, da, voi? A spus, bun, domnule primar, am spus sau n-am spus? Foarte bun. Deci aceea a fost o legătură care se face în fața autorităților civile, pentru că familia, bineînțeles, este nucleul, cum se spune, al societății.
Dar iată, după aceea au rămas în biserica aceasta a Sfântului Nicolae, pentru ca în fața altarului ei să făgăduiască că vor fi permanent uniți în unii cu Dumnezeu, întrucât toată lucrarea de acum a lor va fi sinergică, adică va fi aceea că toate lucrurile, toate faptele lor, toate împlinirile lor nu fac altceva decât să convergă în unul singur, acela al binelui, al fericirii, al familiei care s-a întemeiat în iubirea lui Hristos. Așa cum în trupul nostru este o finalitate deosebită, căci avem doi ochi, dar o singură vedere, două urechi cu o singură auzire, două nări, o singură mirosire, două mâini, o singură lucrare, de acum, deci lucrarea lor va fi una. Pentru faptul că au întemeiat familia lor în Hristos și în biserică. Și aceasta este taina, acesta este misterul. Să rămâi două persoane și lucrarea să fie una. Aceasta este, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu. Ca toți să fim una, uniți în unicul Dumnezeu. Și, bineînțeles, toate rugăciunile care s-au făcut de către sobor împreună cu noi, de rugăciunile părinților lor care i-au însoțit cu emoție până în fața altarului acesta și care își văd împlinită datoria lor față de acești copii. Deci, toți suntem aici pentru ca voi să fiți uniți în unicul Dumnezeu prin rugăciunile noastre și ca să făgăduiți că veți rămâne nedespărțiți până la sfârșitul vieții voastre. Dragii mei, mai ales că și unul și altul sunteți din familii bine credincioase. Tu, Bogdane, cred că ai învățat ABC-ul teologiei în familie la părintele Ioan Piștea, la doamna preoteasă, de asemenea și tu, Alina. Și totodată drumurile voastre au trecut în marea majoritate prin biserica aceasta și acolo unde ați fost rânduiți să parcurgeți drumul vieții pe cărările acestei vieți. Dar de acum, bineînțeles, că bucuria lor va fi împlinirea voastră. Pentru faptul că ei și-au făcut datoria, urmează de acum. Voi să vă faceți datoria, cel puțin așa cum au făcut-o și ei. Și-au făcut și ei. Mai ales că în această zi, de început de toamnă, când s-au păstrat florile deschise până acum și toate au înflorit pentru voi astăzi. Ce frumoasă este atmosfera aceasta de sărbătoare. Nu este altceva decât împărăția lui Dumnezeu în miniatură pe acest pământ. Deci dacă împărăția lui Dumnezeu este pace, liniște, iubire profundă, concordie, liniște, istihia, e bine aceea să fie întâi scopul familiei voastre. Pacea familiei voastre. Căci pacea care am dat-o noi de la Hristos nu este cea pe care o dau diplomații sau oamenii, ci pacea o spune Hristos însuși. Pacea care o dau eu nu este ca asemenea oamenilor. În acea pace să se lășluiți toată viața voastră. Și după aceea, alt scop al căsătoriei, mai ales în aspectul acesta social, cum s-a spus aici, ne-am rugat că să vă dăruiască vouă copiii. Să-i crește cel puțin cum ați fost crescuți și voi. În dragoste de tot ceea ce este frumos, nobil, sincer. În dragoste față de valorile noastre spirituale, perene. Valorile noastre ortodoxe, valorile noastre naționale, românești și așa mai departe. Acelea să le promovați și le aveți ca tezaur pe care să-l apărați cu toată demnitatea voastră. După aceea, mai este un scop mai profund. E adevărat că scopul este de a avea copii. Dar este un scop și mai nobil, și mai mare, care îl avem toți în seni. Acela de a merge pe calea mântuirii. Dacă familia nu are obiectiv mântuirea, adică asemănarea cu Dumnezeu, atunci în van, în deșartă este toată osteneala voastră, toată creșterea copiilor voastre, toată osteneala care o veți depune în ordinea umană, dacă nu aveți acest obiectiv, asemănarea cu Dumnezeu nu este nimic din viața voastră. Și asemănarea cu Dumnezeu, mai ales în familie, eu nu o spun ca cel care am o experiență de familie. Și sunt conducătorul spiritual al unei familii duhovnicești, care este biserică. Dar înțeleg că dacă scopul nostru în biserică, fiecare cu lucrarea sa, este acela de a ajunge la mântuire,
îi vine și ei aceeași povață, și acestor tineri, aceeași povață o dau. Să aveți mântuirea, dar mântuirea de acum în voi și între voi este aceea că Dumnezeu, când vă va chema de la ceruri, peste zeci și zeci de ani, când veți fi împliniți și veți fi asemenea, știu eu, oamenilor ajungi la vârsta senectuții, cu copilași, cu nepoți, cu strănepoți, atunci nu te poți duce Bogdan înaintea lui Dumnezeu sau tu, Alina, fără celălalt. Și deci viața voastră trebuie să fie sinergică. Pentru faptul că de acum, cum unul sau altul, îl iubiți pe Dumnezeu și doriți să vă apropieți de El, să intrați în comuniune cu El, să trăiți comuniunea, cum ai învățat la teologie, comuniunea cu Dumnezeu, aceea este a fi teolog. De a intra în relație cu Dumnezeu și a trăi plenar în Dumnezeu, în puterea Domnului Sfânt. De acum drumul spre Dumnezeu nu este decât prin fața lui Alina. Dacă nu vei vedea în fața lui chipul lui Hristos iubire și Alina nu vede în fața ta chipul lui Dumnezeu iubire, atunci totul este zadarnic și scopul acela al mântuirii nu va fi cel care îl spunem noi acum. Așa că veți avea de acum și încă multe povești, multe sfaturi. Ați primit de la părinții voștri, ați primit acum și nașul care s-a adăugat aici doamna și cu doamna preoteasă. Părinții sunt împreună cu voi. Veți primi multe sfaturi. Dar aveți acest discernământ selectiv. Deci luați ca o albină din tot ceea ce vi se spune pozitiv, frumos, ca sfat. Și atunci vă va ajuta Dumnezeu să procedeți calea mai departe, împlinind voia lui Dumnezeu. Și bineînțeles că toate se vor adăuga vouă dacă rămâneți, cum a spus Hristos, într-o dragostea Lui. Așa vă spun și eu. Rămâneți într-o dragostea mea, adică lui Dumnezeu, și atunci toate celelalte se vor împlini după bunăvoința și după deschiderea, receptivitatea voastră față de cele sfinte și față de celelalte valori. Bineînțeles că veți împlini de acum. Acesta este chintesența, poate, a vieții tale. Bogdan, ați fost la mine, bineînțeles, și ați cerut binecuvântare. De la, ca înainte de căsătorie teologii, cer binecuvântare expresă de la ierarh, împreună cu viitoarea lor soții, au fost tinere aceștia. Și atunci le-am dat niște sfaturi, tot așa, duhovnicești, și au fost receptivi și sper că vor fi receptivi în continuare la sfaturile Bisericii, de fapt la sfaturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așa cu toți împreună să ne bucurăm și să vă aduceți permanent aminte de ziua de astăzi frumoasă, așa și cum ne-ați întâmpinat cu flori și noi v-am întâmpinat cu flori, așa să fiți întâmpinați și voi. Când vă veți ajunge, ați văzut și din rugăciunea noastră, când veți ajunge la bătrânețe fericite, atunci copiii voștri să vă înconjoare cu crinul bunelor vestiri și când veți intra în Împărăția lui Cerului, același Arhanghel Mihail și Gabriel, să vă întâmpine cu crinul bunelor vestiri și să intrați în Împărăția lui Dumnezeu și în bucuria Cerului. Așa că, în seara aceasta, cred că de acum urmează banchetul, nu știu unde l-ați pregătit, contează mai puțin pentru noi astăzi, dar esențialul este același. Și veți primi în seara aceasta tinerilor multe daruri. Nu știu ce a promis Părintele Nicolae, probabil o mașină, un Mercedes. Celălalt, părinții vor casă. Primarul vă primit că o să vă dea apartament. Nu știu ce, o să vă primiți voi în seara asta. Toate sunt de asemenea importante în ceea ce mă privește. Pentru faptul că lucrurile materiale sunt bune, ajută să ne organizăm în viața aceasta și să trăim confortabil în această istorie. M-am gândit și eu mult să vă aduc ceva. Ați mai primit cărți și alte obiecte. Eu m-am gândit să vă aduc aici un tezaur. Este tezaurul adevărului. Deci toate celelalte sunt de prisos dacă nu împlinim ceea ce scrie în cartea aceasta. Tu ai mai deschis această carte. Asta este ceva mai deosebită pentru faptul că este albă și atunci când vei deschide o să rămână albă, dar să albească sufletul vostru. Aceasta este esențial. Deci este cartea cărților, tezaurul adevărului, și atunci când nu veți găsi răspuns la inadvertențele acestei vieți, la întrebările vieții, sau în momente de bucurie, faste sau nefaste,
Citiți o pagină din nou din cartea aceasta și veți găsi tot ceea ce vă trebuie ca răspuns și Dumnezeu vă va da înțelepciune să găsiți toate celelalte răspunsuri la toate întrebările acestei. Și bineînțeles că vă urăm în același timp ca Dumnezeu să vă păzească și se spune de obicei ca Dumnezeu să vă dăruiască casă de piatră. Dar eu adaug, piatra să fie Hristos, să trăiți într-un mult. Preasfințitului Episcopului nostru Ioachim Măcăvan, dă-i Doamne viață lungă, ne pace cu sănătate, bună sporire-n dreapta propovăduirea cuvântului evanghelic și călăuzirea poporului credincios pe care am mântuit și-l păzește în drumul țării. Mulți ani trăiască! Să ajungem la mireasă. Să vă trească frumos. Să vă trească frumos.